Copiii noștri, prima dată, se întâlnesc în preasfânt, în împărtășanie cu Iisus Hristos. Un rabin a primit niște oaspeți și la un moment dat o întreabă pe acești oaspeți unde locuiește Dumnezeu. Și sigur, a început să râdă și să spună, băi, Dumnezeu știe foarte bine, este pretutindeni, este prezent întotdeauna și, sigur, fiind pretutindeni, trebuia să preamărim, să slăvim. Și acest rabin își continua mai departe, parcă vorbea cu el însuși. Dumnezeu este acolo unde este lăsat să îmi. De fapt, la începutul fiecărui slujbei acest lucru face, sau ar fi bine să facem, să ne deschidem inimile, să ne deschidem ușile sufletelor noastre și să lăsăm ca Dumnezeu să ne și cu acest copil, el, în prima lor scoladă și au deschis inimile și au înjurat toate acele lucruri care ar piedica ca Iisus să intre în camera lor, templul sfânt, cum formulează ritualul botezului. A începutul slujbei, înainte de a ne ruga și a împărți bucuria aceasta cu copiii noștri și noi să ne recunoaștem păcatele, ca să sărbătorim așa cum se cuvine, să sărbătoare frumoasă, ca să mulțumim preasfântei Trăimi pentru iubirea neîncetinită, cu care totodată am creat în această lume aceasta și în lumea aceasta pe noi. Și mulțumim de acest lucru, trăim totodată iubirea lui Dumnezeu, pe care nu trebuie să împărțim, să dăm mai departe, cum o să auzim în Evanghelia de astăzi. Mărturisesc. Thank you.
Nero. Dumnezeu Reacului în Pece, tu rai să nume Fiul Tău, Cuvântul Adevărului și pe Duhul Tău izvorul Sfinței, pentru a descoperi oamenilor misterul minunat Miezii Dumnezeu, dă-ne plicăm harul ca mărturii sunt adevărate în credință, să recunoaștem slava veșniciei Tău și să adunăm unitatea celor precursoare, în mărimea Cuvântului, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și dumnezeiește în vecii vecii. Amen.
amers în care ne ia pe întreuri lor de Iisus. Un apostol s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Acuindu-se, Iisus le-a luat. Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câteva porunci. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lui. Acelea care de multe ori ne împiedică să zburăm înspre ele. Am învățat la orele de catecheză, orele de religie, acele lucruri ce trebuie să facem pentru a primi Sfânta Mărtășanie. Sigur, primul lucru este o scovară bună. După aceea, ca să păstrăm ce oră înainte de Mărtășanie, care și fără băutură, dar ce este cel mai important, ca cu rugăciune să ne pregătim, să ne deschidem inimile, ca Iisus Hristos să poată intra în inima noastră, în sufletul vostru. Să vă aduc un exemplu, puțin ieșit din comun, ca să înțelegeți lucrurile din viața voastră. Și acesta este un elicopter. Ați văzut vreodată un elicopter? Da. Ați dorit să zburați cu el? Da. Ați zburat cu el? Nu. Elicopterul, ca să se ridice sus, este foarte important să aibă... Elice. Ce bine că știți. Nu gândeam cum se spune. Elice. Da? Da? Elice nu mai atunci funcționează, dacă încă ceva trebuie să mai aibă elicopterul acela, și anume... Combustibil. Combustibil, carburant, foarte bine. Știți, este o glumă care zice că au zburat. Voi, să spunem așa, glumesc cu elicopterul și totuși băteau în joc de pilotul acela care conducea elicopterul și spune, mă, păi ce este deasupra noastră? Zice, un pasăre. Și la un moment dat se oprește pasărarea, să zic așa, și atunci spune, îl glumește celălalt, a, nu, ăla este elicele de la aerul condiționat. Că de când s-a oprit, pilotul transpiră foarte tare. Nu știți din ce cauză, dacă s-a oprit, ce se întâmplă pe elicopterul? Se prăbușește calea. Ei, elicopterul este viața voastră. Elice, credință. Combustibilul ar fi îmbrătășanie. Care ne hrănește, care ne ridică. Ce este interesant când ne ridicăm cu un elicopter? Când ne uităm în jos, totul pare alt. Parcă venim de sus și parcă venim mai bine acest lucru. Am putea chiar să spunem, să îndrăznim, să spunem acest lucru, că o vedem cu ochii lui Dumnezeu.
să, nu știu cum știți voi sau cum nu știți, dar înainte de a se ridica elicopterul, avionul, care de aceste aparate, este întotdeauna foarte bine verificat. Ca nu cumva să aibă ceva cu probleme. Dacă are probleme, poate trebuie să reușești. Și de fapt, aceste probleme sunt păcate noastre pe care să poate unii copii de cele voastre râde de voi, de ce faceți, de ce mergeți la oră de religie, de ce faceți prima profeșană, de ce răspovediți, până dacă noi nu faceți ce îți faci de voi și noi, de când vine de pe vieți. Știți, este o zicană în margină. Râdeți voi, dar vaca este în meci. Așa este și în viața noastră. Dacă nu avem credință, dacă nu ne verificăm, atunci nu ne putem scura spre Dumnezeu, nu ne putem ridica deasupra problemelor, deasupra situației, nu ne putem să ne apropiem de Dumnezeu. De aceea trebuie această ridicare, sigur, de aceea este foarte important să avem un studiu. Nu? Adică să ne întâlnim cu Iisus Hristos, ca Iisus Hristos să ne ajută ca să funcționăm bine. Încă e ceva este foarte important înainte de decolarea sau când coboară jos elicopterul, ca acest lucru să se întâmple pe un teren drept. Da. Deci pe un teren drept. Și în viața noastră își trebuie să pornim drept și această pornire este întotdeauna din biserică și iarăși când coborăm în biserică, trebuie să coborăm, că de acolo învățăm, acolo este totul ce este drept, de acolo cunoște bunătatea, de acolo cunoște adevărul, de acolo cunoște toate acele lucruri prin care noi putem să fim mai buni, prin care noi putem să trăim și să facem lucrul acesta mai bun. Vreau să facem și eu așa mă gândesc. Și de aceea ne trebuie bunul Sfântul la acesta foarte important, adică Iisus Hristos, pe asta nu am făcut așa. Să nu uităm de acest lucru. Dacă avem păcate pe suflet, deci la nivel, ne am spovedenie, așa, deci, ascunzând numite păcate, atunci a face sacrilegiu, ar fi egal cu acel lucru, că acela care nu își face revizia la elicopter, se ridică și la un și se prăbușește. Și, din păcate, aș fost duce de o dată la știri, dar se prăbușește în avion, în elicopter, acolo nu ne muscat acolo viață. Noi nu credem în aceste lucruri. De aceea, întotdeauna, cum o să aveți păcate mari, moarte, și nu vreau de mine să face aceste lucruri, ce înseamnă că nu facem lucruri. Da? Hai bine. Omul face o carte de moarte sau amore, încalcă porunca bisericii sau a Dumnezeu cu știință și voință de tine. Da, deci acest lucru se întâmplă și aceste păcate trebuie neapărat. Acele lucruri sau, putem să spunem, greșeli mari în viața noastră, fără care nu putem să zburăm, adică e foarte bine și Dios să ne prăbușim. Sunt păcate mici sau este iertător. Ce sunt acestea? Ce nu poate să spun? Omul face din păcate de fie puterea și începe să aibă porunca lui Dumnezeu la biserici, fără știință și fără da, deci o vedem diferențele între cele păcate mari și mici, ca nu este o știință și una fără știință și voință de mine. De aceea este foarte important, știm și de la elicopter sau de la avion, că la primul rând dă seama că ai ceva probleme, ce face? Imediat încearcă să coboară la prima ocazie, se repară acel lucru, nu? Tot așa este. Nu decălăm, nu ne ridicăm, înspre cel dacă avem păcate mari. Însă dacă avem păcate de sfârșitător sau mici, mai putem să ne ridicăm, dar la un moment dat ne dăm seama că nu putem mai, nu putem să ne
apropie mai mult Dumnezeu, dintre anumite cauze, avem ceva greșeli, avem ceva probleme la motor și atunci se ducă acolo și iarăși în sacramentul spovezii încercăm să scăpăm de acestea și sigur să ne punem cu combustibil, cu Iisus Hristos și să ne apropie de Dumnezeu. Așa spune întotdeauna Dumnezeu este cer, în rai, în fericirea mea și cred că toți vrem să fim fericiți, nu? Da. Și eu așa vreau și aceste lucruri vă doresc și pentru voi, întotdeauna, când vă întâlniți cu Iisus, când vă hrăniți cu Iisus Hristos, atunci să fiți întotdeauna fericiți și bucuroși că sunteți aproape de Dumnezeu, că Dumnezeu este chiar în la vostru. Și Iisus abia așteptă aceste momente. Înainte de acesta, sigur, o să reînnoim făgăduințele pe care au făcut la botezul vostru nașii voștri. Dar acum o să reînnoim acest lucru și după aceea o să vorbim puțin și cu părinții. Bine? Haideți atunci să reînnoim făgăduințele de fraților creianiți, noi toți am fost înmormântați împreună cu Hristos prin botez, ca să trăim împreună cu El în înnoirea vieții. De aceea, acum când vrem să aducem o completare la înțierea creștină, pregătindu-ne să primim taina de Eucharistie sau Împărtășanie, să ne reînnoim făgăduințele făcute la botez. Făgăduințe prin care ne-am lepădat pe Fecioară de Satana și de patru ori, și ne-am obligat să slujim lui Dumnezeu în Sfânta Biserică Catolică. Așadar, vă lepădați de Satana? Ne lepădăm. Și de toate faptele lui? Ne lepădăm. Și de toate fiarele? Ne lepădăm. Credeți în Dumnezeu, Tatăl puternic, Creatorul Cerului și al Pământului? Credem. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său, unic, Domnul nostru, care s-a sfârșit de la Duhul Sfânt. S-a născut din Maria Fecioară, a cântămit sub Ponțiul Pilat, s-a răstimit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, treia zi a înviat din morți și a deviat dreapta Tatălui. Credem. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, în părtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, în învierea morților, viața veșnică. Credem. Iar Dumnezeu cel puternic, Tatăl Bunului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din apă și cu Sfânt și ne-a dorit iertare de păcate, să ne ocrotească prin Harul Său, în Hristos Iisus, Domnul nostru, spre viața veșnică. Amin. Și credincioșii stau jos, părinții din față. Voi ne-ați condus până aici. Mai sunt doar câteva minute până vom fi împreună cu Iisus al nostru. Ne creșteți minunat! Vă gândiți să avem și pe cineva care să ne consoleze când vom fi bolnavi, vom îmbătrâni și vom fi părăsiți de toți? Iisus a învins ca și moartea. Vă mulțumim pentru El. Aruncă cerere tare. Nu vă supărați pe noi. În numele tuturor candidaților la prima Împărtășanie vă cerem. Iertați-ne dacă până acum nu v-am ascultat, am fost neocărâți, am nemerit atunci când ar trebui să vă ascultăm. Mamă și tați, binecuvântați-ne acum. Dragi copilași, suntem bucuroși pentru că ne aflăm aici cu voi, la porțile inimii lui Iisus, după cum ați spus și voi. Vă iertăm, pe care și Iisus v-a iertat și în acel moment în care îl așteptați, ați devenit mai frumoși și mai prețioși. Dumnezeu este minunat. Am văzut acest lucru încă de când erați niște mici copilași și vă țineam în brațele noastre. O, ce frumoasă este viața! Când v-am adus spre a fi botezați, ne-am îngrijorat pentru un loc viața la naștere în voi, viața Sfintei Trăiri. Sunteți sfinți acum, dragii noștri copilași. Dumnezeu locuiește în voi. Dragi,
dragi copii, avem la bine cuvântăm așa cum ne-a cerut. Fiecare mamă și tată să pună mâna pe capul copilului său și să repete după mine. Să te binecuvânteze. Să te binecuvânteze. Dragul meu copil. Dragul meu copil. Tatăl. Tatăl. Fiul. Fiul. Și Sfântul Duh. Și Sfântul Duh. Și noi părinții tăi. Și noi părinții tăi. Te binecuvântăm. Te binecuvântăm. Prin însemnarea. Prin însemnarea. Unei mici cruci pe frunte. Nu renunța, nu renunța la Sfânta Treime niciodată. La Sfânta Treime niciodată. Rămâi credincios credinței tale. Rămâi credincios credinței tale. Și lui Iisus. Și lui Iisus. O urmează rugăciunea credincioșilor. Doamne Iisuse Hristoase, pâinea vieții, slăvește credința mie, speranța neclintită și iubire durată copiilor care astăzi te primesc pentru prima oară. Să ne rugăm. Fii tu însuți bucuria noastră pe care nimeni să nu ne-o ia, pentru că îi lovim de tristețea păcatului să ne înăsuim mereu sub viața veșnică.
prosperă, să fie pentru că Dumnezeu. Să strâne să vă ne rugăm, Doamne, Dumnezeu nostru, sfințește aceste daruri ale slujirii noastre asupra cărora chemăm numele și prin ele, dă-ne-și pe noi un dar veșnic din ele. Se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Și în pierea ta,
celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, lumina vieții și potirul mântuirii. Mulțumim toți că ne-ai împredicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face purtașii de Duhul și Sângele Lui Hristos. Aduți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să nu te săvârșește dragostea. Împreună cu Părintele nostru, Papa Francis, cu Episcopul nostru, Gheorghe și Eugen și cu toți aduți aminte, Doamne, și de frații noștri, care au dormit în speranța mea și de toți cei care au răpăsat în mistimirea Ta și primește să se bucure de lumina Părinților. Te rog, ai mers pentru că cu fericită născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu fericiția și cu toți sfinții, pe care din mergi ai luat, sunt grădicii, a fi părtași de viața aceea veșnică, să te rog, Doamne, și să te preamă prin Iisus Hristos. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos. Ție, Dumnezeule, Tatăl cu puternic, cu plinire cu Duhul Sfânt, toate cestea și mărimea, cu toți vecii, îndemnați-vă, și povântuiți-vă, învățăturați-vă, înțelesească, îndrăznimați-vă. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește pe cel rău. Iștea nu s-a arătat că iar ați fi lângă asemenea, la care ta la zile cu Dumnezeu, cu vizor, cu mă, mie ori ce aia. O fi o mene, pe mă, se-ntre pe și pe mă, care viețuiește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie bucuria cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Imea Zilem báránya, imea, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus Isten nagyjának. Uram! Prima Sfântă Împărtășanie în ziua Preasfântei Iubirii. Vineri este prima vineri a de lună, o să vizitez bolnavii la ora 10 la Stării St. George, este slujba, pentru că este intenție notată. Sâmbătă la orele 19 la Stării St. George este slujba pentru șeveșcii și șeveșcii acolo. Duminica viitoare va fi coletă pentru sinistrații cutremurului din Nepal. Atunci o să citesc și circulară a Arhiepiscopului.
ucenice, Părinte Pavlov, Stas, Iarăși. În numele celor 7 copii și a părinților lor, vă mulțumim pentru tot de efortul cel de puneți pentru noi. Dumnezeu să vă vine cu putere, să vă trăiască mult să-mi fericiți, ca să vă puteți bucura de rolul muncii dumneavoastră, iar la sfârșit să vă răspătească cu viața veșnică. La mulți ani, vă mulțumim! Pentru a fi fericit! Cere ceea ce vrei, dar nu emite pretenții. Acceptă, pentru moment, orice se întâmplă. Emite tot mai multă iubire, chiar dacă nu obții ceea ce vrei. Domnul să fie. Să vă binecuvânteze acum puternicul bunul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Surghească-vă și mergeți în pace. Bun. Să facem rugăciune, bine? Dar nu mă alăște. Două aici, două aici, trei aici, două lângă mine. Diana, hai pe partea aici. Poate, pot să vii aici, nu e nicio problemă. Așa trebuie să scriu eu. Aici lângă mine, sau unde vrei. Care o? Și asta trebuie să scriu mine. Da, acolo.
Bun, ne rugăm, da? Prima dată, punem jos și... Binecuvântează, Doamne, aceste daruri pe care îi primim din prea Maria ta bunătate, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. În numele Tatălui. Poftă mare, hai. Copii, copii, să vină aici. Haideți, copii. Copii, să vină aici. Să iei și pentru el. Hai, hai să dau eu ție, că nu te descurc. Hai, hai să dau eu ție. Asta e bun? Bine. Dar pot să rămâne niște, după ce mai primit și eu ceasca de cafea. Bine, imediat. Da? Nu mai să... Îi pun și lumați imediat. Plăcere, dragă. E cafea cu lapte, Max. Poți să-l căpați? Nu? Nu vrei. Nu cine mai are? Nu am înțeles. Ce cocană vreau să-ți fac o poză? Cine? Stai, mamă! Stai, mamă! Ia! Zic că degeaba o să-ți îl dacă... Uite, de la! Uite, de la!